Că ne vorbește non-stop, tot timpul. Fraților, dacă nu eram întoarși la Domnul, astăzi o făceam în urma cuvântului pe care l-am auzit. Și vă mărturisesc că e o mare minune dumnezeiască să mă întorc la o vârstă așa de târzie, la 56 de ani, după ce nu am auzit, nu am văzut și nu am înțeles cuvântul din cauza cuvintelor. Am iubit cuvintele, am fost prietenul poeților, actorilor, regizorilor, mi-am petrecut viața prin cenacluri literare, prin cafenele, prin baruri, mi-am petrecut viața în lume. Am slujit cu nădejde împărăția despre care nu trebuie să vă spun prea multe, că suntem în mijlocul ei. Nu prea multe să vă spun după o asemenea predică minunată, dar mărturisesc că am făcut idoli din regizori, poeți, cântăreți, lume bună și chiar din politicieni. Dacă fratele era în Oradea 97, înseamnă că a fost un student bun și dormea nopțile. Pentru că dacă nu mă cunoaște de la televizor, eu țineam ecranul noaptea la televiziune. Deci am fost directorul postului de televiziune TVO, nu OTV, TVO, TV Oradea, și am avut o mulțime de inovații, cât se poate de stricăcioase, printre care primele filme de ochiate, de după Revoluție. Vreau să vă spun că televiziunea aceasta s-a înființat în 19 ianuarie 1990, la nici o lună de la crimele din decembrie. Nu are rost să vă țin de vorbă, să vă spun anturajele prin care m-am învârtit. Povestea este că am filmat turneul pe care l-a făcut la noi Luis Palau în 1990, a venit la Oradea, a ținut trei zile de evangelizare la stadion, la sala sporturilor. Eu am filmat, i-am luat un interviu și fratele Negruț, Paul, a fost translator. Era un pocăit drăguț, proaspăt, medic, așa, și am zis, uite, că și pocăiții sunt simpatici. Păstrez și acum interviul, dar vreau să vă spun că eu vorbeam, dar nu auzeam ce spune el. Deci a trebuit să treacă 18 ani ca eu să înțeleg cu cine am stat de vorbă, pe lângă cine am trecut. Apoi am aflat că multă lume în Oradea, frați și surori, s-au rugat pentru noi. Oradea în trecut era vestită pentru o trezire pe care mulți o consideră cea mai importantă din perioada comunismului. Eu am aflat acum de curând despre asta, însă vreau să vă spun că nu e mare efort pentru Domnul să facă lucrul acesta. El poate să facă orice minune. Dar pot să vă spun că de o vreme cu mine se întâmplă un proces întreg. Pocăința nu este un lucru care gata, s-a întâmplat și ce bine e, mai vreau. Poate că trebuie să fiu mai concret. Transformarea aceasta are loc în fiecare zi, în fiecare ceas. Și mă străduiesc și pe unde merg. Am pomenit de copii. Am 16 elevi, dintre care unii sunt chiar păstori. Vreau să vă spun că nu e târziu să vă apucați de chitară, pentru că la bisericile de la țară, pe unde mergem noi, e foarte bună o chitară de asta. Credeți-mă. Și, cu alte cuvinte, dacă nu mă ia carmielul în portbagaj, merg cu copiii mei la slujire în satele din prejur
Și este un lucru extraordinar. Nu am cuvinte să vă spun că în fiecare zi am câte o revelație. Mă întâlnesc cu sora, nu-i spun numele, la grupul de rugăciune de dimineață de la ora 5:30. Noi avem un grup de dimineață și mă întreabă ce fac. Și cum să-i spun că sunt îndrăgostit. Sunt îndrăgostit în fiecare dimineață mergând spre grupul de rugăciune și mă gândesc la momentele care urmează, la momentele de părtășie cu frații și cu surorile care sunt acolo și suntem mijlocitori pentru toate temele, pentru toți oamenii ne rugăm și mai ales pentru cei care au nevoie. Și cine au nevoie? Știm noi. Domnul Iisus ne-a spus pentru cine să ne rugăm. De aceea mai descoper câte ceva. În primul rând, la grupul de nevăzători, grupul de rugăciune al nevăzătorilor, am înțeles cum văd ei cuvântul. Cum văd ei cuvântul. Este un lucru extraordinar. În mijlocul lor, mă simt un copil. Deci, frate, n-ai făcut nicio glumă. Sunt un copil și mă simt ca un copil. Și dacă am fost într-un anturaj și o meserie de genul acesta, vara aceasta am fost invitat la Paris să fac un reportaj despre dizidenții din Paris, care mai trăiesc pe acolo. Și am stat 10 zile. Fraților, am văzut și marile monumente bisericești, dar mi-era un dor de casă, de frați, de casa Domnului, de locurile unde este vestită Evanghelia, de locurile unde se mănâncă Evanghelie pe pâine și unde se slăvește Domnul cu instrumentul, cu vocea, cu inima. Așa că mă simt pecetluit. Gata, sunt numai bun, mă poate chema oricând, pentru că sunt atât de încântat de ceea ce mi se întâmplă, încât dacă m-ar recunoaște cei din Cenatul Flatăra, cu care am fost coleg într-o perioadă, nu le-ar veni să creadă că poți fi fericit în felul acesta și cu același instrument în mână, dar lăudând pe cine trebuie. Deci, credeți-mă, am fost părtaș la acele laude, nu le judec, să le judece cine are această, să zicem, cădere. Dar eu mă rog ca toți cei care au slujit cândva acea putere, acea împărăție, să se întoarcă la Domnul. Amin. Să vadă cuvântul. Să discearnă diferența între cuvinte și cuvânt. Și eu îi asigur, dacă vor vedea vreodată această casetă, că numai prin el putem scăpa de orice criză, putem scăpa și de criza forchiștilor care nu se mai dau jos de pe scenă, indiferent cât de mari și de, în fine, uzați sunt, pentru că aceleași refrene se repete și astăzi și este o viață amară și tristă să nu îl găsești pe Domnul înainte de a părăsi această lume. Nu am altceva de făcut decât să vă cânt o cântare. Dacă e voie, o colindă, nu? Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat cu mine este numai pentru ca Domnul să-și arate slava într-o persoană atât de încălcită și de neterminată. El a vrut să arate celor din jur, celor din orașul meu, că și eu un rebut ca mine se poate repara. Deci, câți mai suntem rebuturi pe aici și renăscuți, născuți a doua oară, să cântăm împreună
Scoală gazdă nu dormi în seara de Crăciun. Și la